Asta ar suna oarecum așa ca o fel de recomandare, oameni buni. Înainte de a alege destinațiile, înainte de a vă impune un punct de vedere, gândiți-vă că mai mult decât toate aceste amănunte, este important ca tu să vrei să te distrezi și să te relaxezi în vacanța. Și aici ajung tangent la discuția despre negociere și compromis. Bine v-am regăsit, dragii noștri, un nou episod Cărți deschise pentru minți deschise, o nouă și frumoasă campanie. De data aceasta vorbim despre vacanță, pentru că, iată, suntem în perioada vacanțelor și cu toții ne dorim ca în vacanță să ne încărcăm cumva bateriile, indiferent că mergem singuri, că mergem cu un grup de prieteni, că mergem cu partenerul de cuplu sau cu copiii în vacanță. 12 soluții pentru o vacanță în armonie este titlul campaniei și pornim discuția noastră alături de Eduard Puiu, psiholog, pe marginea cărții Abilități de relaționare în cuplu. Cum să construiești o relație mai bună, de Matthew McKay, Patrick Fanning și Kim Paleg, trei autori care au scris această frumoasă carte Abilități de relaționare în cuplu, carte publicată în colecția Pas în 2, colecția de cuplu din portofoliul editurii Herald. Valoarea volumului a cărții Abilități de relaționare în cuplu este cumva dată și de faptul că pune accentul pe acțiune și pe schimbări comportamentale mai degrabă decât pe o simplă teorie. Puteți, dragii noștri, să alegeți să citiți capitolele cele mai relevante pentru relația noastră și să vă îmbunătățiți acele abilități de comunicare și relaționare de care considerați că aveți cel mai mult nevoie. Așadar, cum facem să avem o relație reușită alături de partenerul de cuplu și vom discuta probabil și de aceste abilități de relaționare și abilități de comunicare, incluzând, bineînțeles, și partea aceasta de, aș numi eu, negociere și compromis. Cum facem să aducem la un numitor comun nevoile și dorințele noastre, chiar dacă și în cuplu suntem personalități diferite, suntem identități diferite, dar cum facem în așa fel încât să petrecem un timp de calitate alături de partenerul nostru de cuplu. Eduard, Sorin, mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, este un subiect ofertant, pentru că putem exprima o serie întreagă de păreri pertinente, cu, având în vedere că din voi fac că suntem psihologi sau oameni care se ocupă cu fenomenul ăsta. Cu toți am fost în vacanță și avem un bagaj informațional. Adică, din experiența noastră trecută, cam știm care sunt capcanele pe care fiecare familie sau fiecare individ le-a întâmpinat, în așa fel încât să ne putem face o viziune despre cum ar trebui să arate pe viitor vacanțele, în așa fel încât să-și atingă scopul, și anume să fie un mijloc de relaxare, să fie un mijloc de încărcare a bateriilor după o perioadă de muncă, de strădanie, de stres poate, care în definitiv nu merită să fie stricată sau alterată de acele mici certuri, de acele mici distensiuni sau poate chiar mai mari din relația de cuplu. Deci prima idee ar fi legată de acest bagaj, de acest feedback al vacanțelor petrecute până acum, ca să ne putem da seama unde, să putem conștientiza unde trebuie lucrat, de la ce premise să plecăm de acasă, din momentul în care stabilim vacanța, din momentul în care alegem destinația, transportul chiar, pentru că sunt multe amănunte care duc, să zicem așa, la disensiune în relația de cuplu, plecând de la aceste mici amănunte legate de transport, de destinație, de, așa cum spuneai tu, în prefață, de a petrece respectiva vacanță în compania copiilor sau nu, depinde de vârsta lor și de managementul familiei, pentru că și ăla e foarte important. Deci uite că toate aceste aspecte trebuie conștientizate și luate în seamă, în așa fel încât această perioadă scurtă, din păcate, dintr-un an din viața noastră, să fie plăcut petrecut și chiar eficient la un moment dat, pentru că eficiența înseamnă relaxare, înseamnă încărcarea bateriilor. Două capitole mie mi-au atras atenția în mod deosebit în această carte. Un capitol se numește Identificarea și schimbarea distorsiunilor cognitive, exact
ce ai punctat tu subtil puțin mai devreme și care are cumva legătură și cu partea aceasta de negociere. Îmi place într-adevăr, deși vine din business, îmi place într-adevăr cuvântul negociere poate mai mult decât compromis. De ce? Pentru că de cele mai multe ori cuvântul lui compromis în relație îi cam dăm niște conotații ușor negative. Ah, trebuie să fac un compromis. Eu tot timpul trebuie să fac sacrificiu. Tu te duci la terasă cu băieții, dacă mergi, să zicem, cu alte familii sau să faci niște prieteni în vacanță și stai la bere fără să ai grijă, de exemplu, de copii. Iar eu trebuie să-i dau cu cremă de protecție solară pentru că arde soarele și dacă ei vor face insolație, la noapte nu vom mai dormi și așa mai departe. Deci, iată, apare și partea aceasta de înțelegere a unor distorsiuni cognitive și în timp ce vorbeai tu puțin mai devreme, mă gândeam și la partea aceasta de negociere, pentru că într-adevăr ai punctat foarte bine. Cum alegem vacanța? Un partener și-ar putea dori la mare, altul și-ar putea dori la munte, unul își dorește să meargă într-o insulă în Grecia sau altul vrea, de exemplu, un sat pescăresc în Grecia, altul vrea un resort pentru că e mai comod și vrea confort și lux și toate utilitățile, vrea un resort în Turcia, în Antalya. Dăm niște exemple, poate destinațiile care sunt cele mai folosite de români în vacanță, Bulgaria, Grecia, Turcia, cei mai mulți merg acolo. Și uite, pot apărea astfel de situații. Cineva spune, unul dintre parteneri, eu am rău de avion. Nu pot să merg cu avionul, motiv pentru care prefer autocarul sau mașina personală. Celălalt spune, da, dar cu mașina sau personală sau cu autocarul este extrem de obositor și facem foarte multe ore, pe când cu avionul ajungem într-o oră jumate. Iată și partea aceasta de distorsiuni cognitive. Da, și de ce râdeam? Pentru că mă aflu acum într-o astfel de perioadă în care trebuie să decidem încotro vom merge în această vacanță și este extraordinar cum ai așezat tu vorbele în acest context, pentru că mă regăsesc foarte mult și îmi și servește ceea ce ai spus ca să îți împărtășesc un mod de a vedea lucrurile. Și am să spun așa, după o perioadă extrem de tumultoasă și extrem de efervescentă, chiar greoaie în anumite zone, petrecută cu cabinetul, cu școala de teatru, cu revenirea din pandemie. Știți că în timpul pandemiei noi, cei care ne mai ocupăm și de câte un act artistic, așa cum ar fi școala asta de dezvoltare prin teatru pe care o gestionez, acum încercăm și noi să punem lucrurile pe roată, părinți, copii, organizare și așa mai departe. Deci, urmarea acestor evenimente, să zicem așa, destul de multe și de, nu știu dacă neapărat stresante, dar oricum îți solicită atenția și concentrarea, sunt nevoia ca această vacanță să fie pur și simplu un mod de a mă relaxa și de a încărca bateriile și punct. Adică eu oarecum, poate că dacă nu era un an atât de încărcat, dacă nu era un an atât de solicitant, poate n-aveam această dorință acerbă. Și probabil că mulți ca noi sau mulți ca mine care spun, domnule, eu în această săptămână chiar vreau să simt vacanța, chiar nu merit, am muncit pentru ea și așa mai departe. Și în virtutea acestor lucruri, dar fix în virtutea acestor lucruri, vin la pachet cu o mare toleranță legată de loc, de modalitatea de deplasare, de tot ce ai enumerat tu. De ce? Pentru că îmi dau seama că cel mai important lucru este să fie totuși un avantajul meu și să fie într-adevăr relaxant. Dacă aș ține foarte mult să merg în Grecia și nu în Turcia sau în Italia și nu în Grecia, deci dacă mi-aș impune un punct de vedere și aș intra în luptă de putere cu cei cu care merg, atunci îmi dau seama că din start corpul meu final nu este urmărit, nu este pus în centru atenției. Și asta aș recomanda, pentru că până la urmă și discuțiile astea dintre noi, cei care ne ocupăm cu psihologia, au, nu că până la urmă, în esență, au rolul pentru cei care ne urmăresc să capete, nu știu, valoare consultativă. Am auzit ce spune psihologul, am auzit ce spune Sorin, uite, să țin cont de chestia asta. Deci asta ar suna oarecum așa ca o fel de recomandare, oameni buni. Înainte de a alege destinațiile, înainte de a vă impune un punct de vedere, gândiți-vă că
Mai mult decât toate aceste amănunte, este important ca tu să vrei să te distrezi și să te relaxezi în vacanța. Și aici ajung tangent la discuția despre negociere și compromis. În sensul în care nu e propună. Negocierea înseamnă un schimb de argumente ca să ajungem la o situație reciproc avantajoasă, iar compromisul este acea situație în care, deși consider că nu mă avantajează foarte mult soluția cu care discut, totuși, las de la mine, ca să mă exprim așa popular. Deci compromisul nu are legătură cu negocierea, e o consecință compromis la negociere. Dar, în momentul în care eu mi-am setat din capul locului să fac un compromis în sensul în care nu este atât de relevant dacă e Turcia sau Grecia, până la urmă mă bucur de apa limpede, mă bucur de beneficiile vacanței. Deci asta aș vrea să punctez în principal. Că să pornim această negociere cu elasticitate, cu toleranță, cu gândul ăsta foarte bine scrijelit în minte, da? Că e important să mă relaxez, e important neapărat locul. De foarte multe ori, dacă încă ți s-a întâmplat și ție, ne batem atât de tare pe anumite argumente pro sau contra prezentării unei anumite destinații și când ajungem acolo, să zicem că s-a întâmplat așa cum ne-am dorit noi, poate n-am fost ceea ce ne-am așteptat. Sau am dat curs unei propuneri, deși n-am fost foarte entuziasmat, și într-adevăr acolo a fost extraordinar și ne-a părut rău că totuși am plecat cu frâna de mână trasă, pentru că lucrurile s-au întâmplat. Depinde foarte mult de deschidere. Depinde foarte mult. Poate să fie o vacanță, gândește-te, într-un loc exotic, foarte ofertant, și pentru că tu, nu știu, nu s-a ținut cont de un anumit, nu s-a zburat la oameni care ai vrut tu și a trebuit să existe o ceartă, o ciorovăială acolo, nu te simți bine în locul ăla, deși este extrem de ofertant. Pentru că orgoliul, pentru că lupta de putere în cuplu, pentru că tot ce vrei tu, au îmbrit din plăcerile acelei destinații. Deci tot ce am spus până acum vreau să fie în slujba sau o pledoarie pro acest argument. Oameni buni, nu dați atât de multă încrâncenare alegerilor. Desigur că trebuie să fie niște lucruri cântărite și negociate, dar puneți mare preț pe starea voastră de spirit, pe modul în care alegeți să vedeți, și aici ajungem la distorsiunile cognitive despre care vorbeai, Florin, ceea o nominalizez, se cheamă abstragere selectivă cu concentrare pe negativ. Adică dacă eu am plecat de acasă și începând de la scara avionului și până la hotel, plajă, vânt și așa mai departe, aleg să văd doar lucrurile negative, adică extrag din context doar lucrurile negative, deja sunt într-o distorsiune cognitivă. Și asta e primul. Mai sunt alte capcane, mai nimerit foarte bine, știți că sunt cognitivist. Deci poate să fie gândirea dicotomică, în care tu nu ești capabil să faci o medie și spui, a, dacă nu e așa, atunci gândirea asta extrem de extremistă, în alb sau în negru. Da? Deci, iarăși poate să fie o capcană în sensul distorsiunilor cognitive despre care aminteai și ca să explicăm pentru toată lumea. Distorsiuni cognitive înseamnă acele erori de gândire, acele paradoxuri de gândire, să le numim așa. Și asta este întâlnit în cotidian la noi toți, dar aminte în vacanță sau în alegerea unei destinații de genul. Deci ai putut cu dreptate, distorsiunile cognitive ne pot împiedica, dar eu susțin în continuare ideea de a selecta partea pozitivă a deplasării, da? Să pun focusul și să mă montez, pentru că putem să facem asta. Deci putem să ne montăm în sens oșoistic, dacă vrei, deși nu împărtășesc foarte tare, adică gândirea asta pozitivă așa nefundamentată, dar hai să zicem că ne putem monta pentru vacanță să te extragem din context acele lucruri pozitive, plăcute, care ar putea să ne destindă. În sublinierea ideii pe care tu ai spus-o puțin mai devreme, aș puncta faptul că și e și această vorbă din popor, că până la urmă nu contează atât de mult locul,
cât contează mai mult compania, da? Să zicem că te Corect. bucuri, da? Că mergi cu familia, cu partenerul, cu poate eventual prieteni, cu copiii în vacanță. Și mă gândeam dacă toleranța sau nivelul de toleranță la frustrare este un indicator pentru o vacanță reușită. Aici gândindu-mă la următorul lucru, exact ce spuneai tu puțin mai devreme. Dacă sunt cârcotași sau cârcotașă, depinde care dintre parteneri, da? Și pornesc poate cu o stare de spirit proastă, negativă, încă de la ieșirea din casă. N-ai luat bagajele care trebuie, ai uitat aia, ai, eu știu, da, pot apărea tot felul de mici probleme. Foarte multe. Foarte multe, într-adevăr. Vreau să spun ceva apropo de asta. Cred că eliminamente într-o deplasare de genul ăsta, așa în cotidian e mai rar, ne organizăm diferit, dacă nu ne convine ceva putem să mergem în dormitor, să ne facem lucrurile separat. Dar într-o deplasare de genul ăsta, dacă vrei să găsești, este extrem de ofertant în sens peorativ. Poți să găsești foarte multe disensiuni. Exact, acel gen de, nu știu, de a fi critic sau cârcotaș. Exact. Nu stau unde am vrut, pe ce loc mi-am dorit eu în avion. Are avionul o mică întârziere. Și am zis să fii atent când faci comanda, să mă pui la geam, că eu am frică de astea. Da, la hotel iarăși nu știu ce mâncare nu-mi place mie sau nu avem cameră cu vedere la mare și avem în spate cu vedere la munte, nu știu. Dar tu te duci în cameră doar să dormi. Adică da. Da. Îți dai seama că acei cârcotași, da, bun, pentru 7 zile te plimbi mai mult afară, stai pe faleză, pe plajă și vezi marea până nu mai poți. Adică să neapărat să o vezi de la balconul camerei pe care ți-ai comandat-o și așa mai departe. Știi? E ca și cum, domnule, mă duc și stau o lună de zile sau 2 luni și mă bucur în fiecare dimineață de răsărit și văd marea și așa mai departe. Deci iată, cred că pot apărea foarte multe lucruri de genul acesta și consider că oamenii care au o toleranță mai scăzută la frustrare, de fapt ei sunt cei care găsesc tot timpul nod în papură. Da, dar e de completat o chestie. Și știi că acum câteva minute când a debutat această întâlnire a noastră, fix cu asta am început. Dacă tu ai un feedback, ai un bagaj informațional despre celelalte vacanțe în care au existat discuții de genul ăsta, că bănesc că nu o fi prima. Acum dacă sunt oameni care zic, plecăm și noi pentru prima dată în vacanță, hai să-i ascultăm pe oamenii ăștia doi, pe Sorin și pe Eduard, ce spun, asta e. Dar în general oamenii au cam fost în vacanță și cam știu care sunt capcane. Și atunci eu aș recomanda așa. De data asta, așezați-vă la o cafea cu prilejul alegerii vacanței, să zic așa, și când stabiliți destinația, când stabiliți condițiile toate despre care am vorbit până acum, vă înțeleg de reguli. Cine cumpără biletele, cine face cutare și scrieți-ne, pentru că e foarte important. Știți, de multe ori niște metode din astea puerile, în sensul în joacă, așa, par a nu fi de noi. Hai, doamne, stau acum să iau o hârtie, să scriu ce sunt copii. Păi nu sunt copii, dar dacă tu iei o foaie de hârtie și o împarți în două și treci aici sarcinile mele, sarcinile ei, de exemplu, da? Ea cumpără biletele, ea stabilește locurile în avion, ea stabilește view-ul către mare sau către, nu știu, spatele hotelului. Și în momentul în care noi am făcut lista asta, o împăturim, o punem în portofel, ne asumăm treaba asta. Pentru că dacă nu va fi, zic că o să comanzi tu la hotel, eu asta am crezut. Ba nu, că eu am comandat biletele. Deci, uite cât e de simplu, poate oamenii care privesc spun, bă, dar astea sunt niște chestii așa de, da, dar noi le verbalizăm acum încă o dată, dacă ascultați această întrevedere între mine și Sorin, să faceți asta. Pentru că asta e marea problemă. Psihologii, oamenii care se ocupă cu ceea ce facem noi, verbalizează ca să preteze oarecum pe cei care doresc să treacă prin astfel de lucruri, să le iasă treaba bine. Deci, scrieți, oameni buni, un set de reguli. Eu mă ocup de asta, eu mă ocup de asta. Eu mi-asum cu tare lucruri, tu te-asum cu tare lucruri. Și în felul ăsta, odată ce ele sunt scrise, nu mai pot fi contrazise, pot să deschid aia, dacă am uitat, și să îmi fac sarcinile. Sau să
Asta ține de partea organizatorilor. Dar dacă vorbim, de exemplu, despre niște înțelegeri, cum spuneai tu la început, legate de copii. O discuție e legată de vârsta copiilor și atunci aș vrea să fac următoarea precizare, ca și cum să spun, profesor al unui exemplar minunat de 14 ani. A avut norocul, de exemplu, până la 7 ani, să, chiar și mai târziu, dar vorbesc de perioada asta, 7-8 ani, când sunt micuți și când, în general, e mai greu de mers în vacanță cu ei. Pentru că plâng, pentru că obosesc, pentru că se tăvălesc, pentru că vor lucruri, pentru că n-au limite și așa mai departe. Eu am avut norocul când obosea sau când avea chestiuni de genul ăsta, adormea instant și n-a fost o vacanță stricată din perspectiva asta, dar din potrivă. Era un real motiv de divertisment, era un motiv de râs și a fost foarte norocos. Dar sunt părinți care nu, depinde foarte mult de mulți factori și nu vreau să trec în revistă acum. Și atunci vreau să fac următoarea precizare. Copilul până la vârsta de 5-6 ani nu înțelege mare lucru, nu o să-și aducă aminte nici cum arăta fontana din Trevi, nu o să-și aducă aminte nici cum arăta podul de la Budapesta, nu o să-și aducă aminte de nici de la Viena, de opera, nimic. De pentru care dacă voi credeți că va rămâne în hardul copilului, vor rămâne informații de genul ăsta, vă trebuiți deja. Dar nu înseamnă să lăsăm copiii acasă, ci trebuie foarte clar să conștientizăm că vacanțele de relaxare / cunoaștere, adică drumeții, culturalizare și așa mai departe, cu copiii mici până în vârsta asta, 7-8-10 ani, nu și-au rost absolut deloc. E de preferat, dacă mă întrebați pe mine, o destinație cum e Turcia, unde există un resort cu de toate, da? Și vă distrați împreună cu ei. Ne bălăcim, ne fugărim, facem castele și așa mai departe. Deci asta e o chestiune care vine mai mult din experiența mea ca părinte și pot să garantez lucrul ăsta, faptul că amintirile sunt foarte plăcunde ulterior și nu are rost să cheltuiți atâția bani și atâta energie pentru niște destinații culturale. Divertismentul, evident, avem nevoie să petrecem timp în vacanță, mai ales în sezonul estival cu proprii copii, așa că eu aș recomanda destinații în care pur și simplu să nu avem de vizitat și să avem foarte multe oportunități de joacă. De joacă și Turcia, Grecia este ofertantă din punctul ăsta de vedere. Ulterior, într-adevăr, lucrurile se schimbă după perioada asta și merită să petrecem niște experiențe, nu știu, la Paris, la Barcelona sau niște orașe unde se poate pune rucsacul în spate și vizita foarte mult. Dar asta după vârsta de 10 ani, în momentul în care copilul înțelege, îi se poate explica, are această sete de cunoaștere. Deci am ținut să fac această precizare pentru că foarte mulți părinți trăiesc cu sentimentul de culpă dacă se duc singuri și petrec vacanța doar în doi, dar nu pentru că, vezi, Doamne, vacanța în doi le consolidează lor relația. Eu nu cred în asta, are o mică influență acolo, dar din perspectiva cealaltă, ceea pe care tocmai am trecut-o în revistă. Trecând la ultima întrebare și la un răspuns foarte, foarte scurt, pentru că ne apropiem de finalul discuției întâlnirii noastre, aș completa că ceea ce tu ai spus puțin mai devreme legat de stabilirea taskurilor, a sarcinilor pentru pregătirea cât mai temeinică a unei vacanțe reușite, seamănă cu un fel de mers, bine, la scară micro, un fel de mers la cumpărături. Cineva va trebui să facă lista de cumpărături, pentru că dacă mergem la cumpărături și nu face lista, uităm ceva și când ajungem acasă, păi am uitat aia. Bun, păi tu n-ai făcut listă? Păi nu, că am crezut că ai făcut-o tu. E cam așa se poate întâmpla și în vacanță, când credem, intuim că de fapt celălalt a făcut niște lucruri, dar de fapt noi nu ne consultăm și ne trezim că de fapt, uite, nu am făcut aceste lucruri. Când mă refer la constituirea acestor liste, eu vorbesc despre o negociere în doi, în momentul în care, de când începem să discutăm despre destinații. Și când discutăm despre asta, n-ai cum să spui, n-ai făcut-o tu, că o facem de față. Deci lista nu se face decât în momentul în care discutăm condițiile deplasării.
listă pe care o putem negocia foarte multă vreme. Nu știu, dacă sunt anumite chestiuni unde nu ne înțelegem, poate să rămână în suspensie și să revenim asupra argumentului. Dar în momentul în care am semnat și în momentul în care am stabilit și cine plătește cumpărăturile, că și acolo poate să fie o disensiune, dar nu, glumesc. În general, în familie, na, se pun banii ori la comun, ori jumate-jumate. Mai sunt probabil și familii. Că uite, și asta poate să fie un subiect. Că poate sunt familii unde plătește ea și poate crede că trebuie să decidă doar ea sau el. Dar, așa cum spuneam inițial, e un subiect atât de ofertant încât putem să luăm pe orice străduță să discutăm. Da, în principiu, din discuția asta de astăzi, cred că oamenii ar trebui să fie motivați, să înțeleagă că nu este capital, nu este atât de important că conduci tu până acolo sau că n-am luat locuri la geam sau că n-avem vedere către mare. E foarte important că dacă s-ar întâmpla aceste mici disensiuni, să trecem rapid peste ele, pentru că dacă nu, pot umbri, da, pot altera întreaga perioadă. Și ăsta poate să fie un agreement, o înțelegere între cei doi. Ba chiar după, la finalul acestei foi A4, unde tu să treci pe două coloane cele task-urile despre care am vorbit, sau pe care îndatorire a celor doi din cuplu, eu de desubt, eu aș spune această chestiune și să semnăm, da? Să trecem rapid peste micile disensiuni, să facem o înțelegere scris, să nu dureze mai mult de 10 minute, un sfert de oră. Adică, hai să ne privim în ochi după ce am terminat lista și să ne încurajăm și să devenim conștienți că este imposibil să ne apară mici lucruri, poate să nu fie generate de partener, poate să fie generat de un recepționer supărat care răspunde nu știu cum și cu care te cereți. Și în condițiile astea vii nervos de acolo și îți strică jumătate de zi, evident că și partenerul va beneficia de emoția ta negativă și lucrurile se vor strica, se enervează și el că tu ești furios și că nu poți să gestionezi furia și uite așa. Da? Deci poate fie și un factor extern, nu neapărat să facă chestiunea asta, să facă implozii. Deci recomandarea este amândoi să ne privim ochii în ochi și să ne asumăm, uite, facem o regulă. Chiar dacă apar probleme, după un sfert de oră, le îngropăm și trecem mai departe, simțind către următorul lucru frumos pe care îl avem de făcut. Fie mergem să luăm masa undeva, fie mergem la topoganele cu apă, fie, da? Deci poate fi o regulă pe care o stabiliți din capul locului. Posibilități sunt, ele doar se vrem. Deci, în orice circunstanțe, ar trebui să ne păstrăm calmul, liniștea și zenul pentru o vacanță reușită. Și acum o ultimă întrebare, pentru că noi am discutat pe marginea acestei cărți și câteva capitole au fost foarte, aș spune eu, foarte sugestive și foarte interesante legate de partea aceasta de negociere și de distorsiuni cognitive, pe care de altfel le găsim nu doar în vacanță, chiar dacă noi vorbim despre vacanță, dar și în viața de zi cu zi, abilități de relaționare în cuplu. Cât de importantă este lectura? Tot vorbim despre o carte. Și uite, mă gândeam acum, fiecare, bineînțeles, își ia în vacanță o carte, da? Dacă suntem pasionați de lectură. Și își ia câte o carte. E, acum, uite, pentru a avea o vacanță reușită și pentru a învăța aceste abilități de relaționare în cuplu, unul dintre parteneri să presupune că și această carte despre care noi am vorbit astăzi și învață niște lucruri. Așa, din mers. Da, o citește puțin în avion sau o citește când ajunge acolo, stând pe plajă, sub umbrelă. Cât de importantă este lectura unei astfel de cărți pentru a avea o vacanță reușită? Iar își râd, pentru că uite, am aici pe bine, nu știu dacă se văd foarte bine. Asta e despre stilurile de atașament. Astea sunt cărțile pe care, deci eu săptămânal, fac un tabrei la București. Pentru că am activități și colo și colo, și cabinet și multă treabă. Și am câteva cărți. Dar nu știu, cred că trebuie să lucrez treaba asta în terapie, că nu înțeleg de ce fac lucrul ăsta. Deci,
Le car de la Brăila la București de ani de zile. Bine, le citesc, le mai schimb, înțelegi? Dar întotdeauna am două, trei cărți și nu mă pot lipsi de ele, știi? Uite, asta este despre arhitectura experienței umane. Sunt o grămadă de cărți care mă însoțesc. Evident că și în vacanță este un lucru, pentru că eu apreciez și pun focusul foarte mult pe lectură. Asta încerc să imprim și propriul meu copil. Conștient fiind de faptul că școala scârție sau sistemul educațional în România scârție și cea mai mare valoare la momentul ăsta pentru capacitatea de comunicare, pentru neuroplasticitatea creierului, pentru absolut orice, este cititul. Drept pentru care și în vacanță, în acele momente în care, de exemplu, stăm pe șezlong și avem timp, o oră, două, trei, cinci, când stăm la plajă, după aia vin ultravioletele la prânz și trebuie să ne retragem. Dar este extraordinar de plăcut și de ușor de asimilat o lectură, mai ales cu... Acum foarte multă lume este îndreptată către dezvoltare personală, apropo de editura Herald și de ce publicați voi acolo și este minunat și vă felicit pentru asta. Pot oamenii să-și ia în vacanță și să afle extraordinar de multe lucruri din aceste cărți și chiar este recomandat pentru că există timp. Există timp și poate că există un escamotaj, există o cale de scăpare atunci când, poate e mult spus cale de scăpare, dar gândește-te că la prim, dacă sunt copiii obosiți, dorm, tu poți să-ți iei cartea, să citești, este un moment în care nu te deranjează nimeni, este un moment în care poți să asimilezi informațiile respective. Deci are foarte multe valențe chestia asta. Și eu întotdeauna în vacanță am plecat cu cărți după mine și a fost lectura mult mai asimilabilă, mult mai am reușit să decantez mult mai bine în comparație cu, nu știu, seara la culcare, când ești obosit din cotidian și nu reușește, fără somnul pentru care e efect de transă. Cel puțin la mine, probabil că sunt multe persoane așa, am cartea pe notieră, sunt foarte obosit, vreau, îmi doresc să citesc, dar mă duc în această autotransă pentru că cititul este hipnotic. Uite că în vacanță poți să faci lucrul ăsta pe șezlong, poți să-l faci în camera de hotel atunci când ai acest timp de odihnă și e prea cald, în orice circunstanță, drept pentru care sunt un mare susținător al lecturii, ca lecturii de dezvoltare personală. Eu în ultimii ani citesc exclusiv materiale de genul ăsta, deci nu pot să fiu decât pro și să încurajez și pe ceilalți că pun acolo o centimetru cu centimetru, aduc plus valoare personalității lor și nu poate să fie decât în favoarea noastră. Dragii noștri, a fost astăzi alături de noi Eduard Puiu, psiholog. Am vorbit despre vacanță, despre o vacanță în armonie, 12 soluții pentru o vacanță în armonie cu mine, în cuplu și cu copii, o campanie desfășurată pe site-ul editurii Herald și am venit, bineînțeles, cu o recomandare de carte pentru dumneavoastră, abilități de relaționare în cuplu, cum să construiești o relație mai bună, o carte publicată în colecția Pas în 2 a editurii Herald. Și carte care face parte din această frumoasă campanie. Nu uitați să ne urmăriți în episodul următor, să intrați pe canalul de YouTube Herald, dar de asemenea și pe pagina oficială de Facebook, unde veți găsi aceste filmulețe cu invitații noștri speciali, psihologi, psihoterapeuți, coach, trainer, vorbind despre acest subiect, pentru că iată, am intrat în vacanță și vacanța până la urmă înseamnă viață și vacanța face parte până la urmă din viața noastră și trebuie să o tratăm ca atare. Așadar, vă așteptăm pentru următorul episod. Vă dorim o zi însorită, o zi frumoasă în continuare pentru cei care sunteți în vacanță și, bineînțeles, lectură plăcută. La revedere, numai bine!